Aoleu, iar mă sună asta, oare ce mai vrea? Ia zi. Alo, Anisia, ești singură? Da, ce s-a mai întâmplat acum? Fii atent, am o teorie nouă despre vaccin. Ia zi, acum din ce mai este făcut? E făcut din coș de banană și ne transformăm în maimuții? Sau e făcut din cap de cal și ne transformăm în The Godfather? E făcut din capuri de pește și ne transformăm în sirenii? Sau e făcut din apă de sirenă și ne transformăm în girofar? Nu, altceva. Știi că noi în România deja am fost cipați și acum cu vaccinul numai primim un upgrade. A, super! Da, 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 super. Hai că trebuie să plec, ne auzi mai încolo. Stai. Nu vrei, nu ești curioasă să știi cum am ajuns la concluzia asta? Chiar nu vreau. Perfect, fii atentă. La noi în Moldova, noi am fost cipați cu chipuri făcute din capaci de berii, ca să devenim toți bețâfi, pentru că masonii la noi sunt moldoveni. Wow! Asta chiar e nou, n-am mai auzit-o la tine. Da, știu. Nu vine să cred că nu s-o gândit nimeni la asta până acum. Da, probabil există explicații pentru care nu s-o gândit nimeni. Îți complici toți sau spălați pe creier? Ei bine că eu, pe ce să fii spălați? Păi ia gândește așa, deși noi moldoveni tot timpul mergem pe stradă de parcă sunteți curgercuitați. Aia nu-i de la băutură, aia e de la chip. Are o scurgere pe undeva pe la garnitură. Și apoi, de 20 de ani de zile, se tot țapă, ba pentru canalizare, ba pentru apă, ba pentru gaz. Alea nu săpături adevărate, alea săpături pentru baze secrete militare ca să aibă chipul cât mai mult semnal. Pentru că dă-o dracului, de 20 de ani zile se tot țapă la canalizare și noi tot în fundul curții ne căcăm? Și încă o treabă, cum îți explici tu faptul că de 30 de ani zile de când se votează, noi tot cu proștii și ea votăm? Dacă nu suntem cipați, n-ai cum să fii așa de tâmpit. Dar are mai mult sens că suntem cipați decât că suntem proști când votăm. Da, dar fii atentă. Că și păsările care de fapt ele nu există sunt antene mobile 5G și îți dau singur de gol când trimis semnalul, că le auzi făcut chip și rip, chip, 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 chirip. Păi doar noi avem păsări care se ciripească? Nu, sunt și în Ardeal. Păi și acolo nu au fost masonii să-i cipezi? Da, dar în Ardeal nu a apucat să facă atât de multe gropi ca la noi și-ți puțini baze militare și puțin semnal pentru chip. De asta merge așa cu întreruperi. Tocmai de asta sunt așa de lenți ei. Păi vezi că, no, tu l-ai, Doamne. Și tocmai de asta au și așa de mult bun simț. Nu s-a dracului ca noi. Deci să înțeleg că-i pe regiuni. Bineînțeles că-i pe regiuni. Dar la bucureștenii sunt așa de avansați cu chipul că ei nu mai au după cap, ei erau direct în unghii. De asta le arată la tăți pe stradă când au la provinciale în trafic. Plus că 90% din ei oricum sunt moldoveni și îți dau singur din gol când vorbesc. Îi auzi chipul încolo, chipul încoace, că îi auzi vorbind în trafic. Ei, ce p***a mea te-ai băgat în față cu mașina? Chipul, vezi? Am înțeles, da. Păi și oltenii de ce n-au chip? La ei s-a încercat, dar cum au pus în mason chipul la unul în spate, cum au vint alții și l-au scos cu cuțătul. De asta au îmblătăți cu săbii pe stradă, ca să se protejeze de masoni. Singura soluție prin care poți fi chipați e să li bagi chipul în praz, dar asta e mai greu. Am înțeles, gata, am înțeles. Deci să nu ne chipăm, să nu ne vaccinăm, bla bla bla, nu? Da, bineînțeles. Mă, stai așa că nu înțeleg. Deci tu până acum te rugai să iasă vaccinul cât mai repede. Acum cu a apărut. Ce are? Da, da, așa e prea repede, n-am încredere. Când nu a apucat să-l facă. Da, am înțeles. Tu ești la genul, măi, eu nu mă vaccinez. Că cine s-o vaccina la 1800, e mort acum. Ai dreptate. Bă, stai, era o glumă, ce ai? Gata, trebuie să închid, că trebuie să spun și la alții să afli și adevărul. Bă, era o glumă, mă, bă, tai, o închis. Păi, dar dacă știam că pot să scăp așa repede de el, căutăm din timp mai multe bancuri. Ăsta e mai rău ca martorul lui Jehova. Asta e religii nou, conspiraționist de ziua a noua.